chiar dacă există decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra în mod legal pentru motivele care au fost expuse de organizarea referendumului, unele subiecte care au fost discutate și pentru care s-au colectat semnăturile se referă la imunitatea parlamentară. Luând în considerare inclusiv voința celor 400.000 de cetățeni ce ține de excluderea imunității parlamentare și luând în considerare imposibilitatea din punct de vedere juridic și motivațiile care sunt, chiar dacă mai există și căi de atac, înțeleg că decizia Comisiei Electorale Centrale a fost atacată la Curtea de Apel, politicul, Parlamentul, majoritatea parlamentară este conștientă de importanța acestui subiect, iată de ce de astăzi am inițiat procedura de colectare a semnăturilor, cele 34 de semnături necesare pentru a iniția proiectul de modificare a Constituției ce ține de excluderea totală a imunității deputaților. Deja procesul a fost inițiat, semnături deja unele au fost colectate astăzi. În momentul în care, în timpul cel mai apropiat, în câteva zile, sunt colectate cele 34 minim, sau poate mai multe semnături, proiectul va fi expediat Curții Constituționale pentru avizare.